Salut și bun venit la un nou episod de Minecraft Let's Play pe Barba Neagră. Și am luat oile astea două. E o durere ca să le mișc pe astea din loc. Deci e o durere. Una din ele chiar și-a pierdut interesul față de grâul meu de aici, mai ales uite prin apă. Holy shit, cât de încet merge. Holy shit. Dacă n-ați văzut Q&A-ul pe care l-am făcut pentru... aici e o groapă. Vino pe aici. Q&A-ul pe care l-am făcut pentru 1000 de subscriber, îl aveți în descriere. Acolo o să... De fapt nu o să, ci v-am răspuns la câteva întrebări pe care mi le-a spus. Și cam asta e cu Q&A-ul. Hai să vedem ce face cu vacile... Vacile, auzi, cu oile astea. Văd că nu se mișcă de aici. Va trebui să repopulez țarcurile alea 4 pe care le-am. Opa, cred că sunt prea departe. Hai, mă! Hai, veniți în coa. Care e problema? Hai, da. Poate trebuie să pun ceva pe jos. Și-a mutat. Fii rar, acum așa-o... Haide. Eu am greu. Hai la greu. Haide la greu. Haide la greu. Nu ia unde trebuie, dar de cât deloc e bine. Se mișcă extrem de încet și nu înțeleg de ce. Ăștia stau pe loc chiar. Hai, mă! O să-l împing de la spate să vedem dacă funcționează. Go! Aha, hai că merge. Bun. Treci acolo. Hai și pe asta. Trebuie să-mi bag în nasul în fundul lor să le mișc de aici, că dacă nu... Hai, sus! Ah, în sfârșit, nu cădea în apă. Nu cădea în apă. Hai și sus. Asta nu mai vrea. Haide, gata. Hai, tu urcă la loc, vino cu. Come here. Asta nu mai vrea, nu se mai mișcă de acolo. Haide, mă. Mamă, ce încet merge. Deci oile prin apă sunt o durere în suflet ca să le poți să le miști. Oh my fucking god, hai odată. Și acum o să cadă cealaltă, da. Deci superb. Hai, sus. Ambele, hai, sus și tu. Hai, mă, încă puțin, hai că poți să o faci. Și acum, urcă. Gata? Mamă, dar ce încet merg, nu știam că merg oile atât de încet prin apă. Holy shit. Vacile parcă merg ceva mai repede. Ceva mult mai repede. Bun, acum trebuie să am... serios? Altă apă? Are you fucking serious? Nu, știi ce? La naiba, trebuie să iau prin apă. Hai pe aici. Jump. Oh, fuck me, uite și tu cum merg de încet. Nu, acum merg puțin mai repede. Hai. Acum de ce merg mai repede? Acum merg mai repede ca înainte. Hai, că putem să o facem. Mai avem puțin. Ia uite. Uite aici. Pe aici, pe partea asta, hai da un pic așa. Cred că și-a pierdut puțin interesul atunci pe la jumătate. Nu înțeleg cum funcționează sistemul ăsta, nu știu ce algoritm au pus ei, că își pierd interesul față de grâu destul de rapid. Tai că mai am și pe furioara ta, hai sus. Mă, ce urâte sunt cu textura asta. Aoleu, vine noaptea, holy shit, va trebui să mă grăbesc. Haide, chestia e că trebuie să ajung cu ambele intacte, știi, că dacă iau doar una, după aia va trebui să mă întorc și după cealaltă. Că n-am cum să le repopulez. Hai, încă puțin. Haide, încă puțin, până acasă. Haide. Ia uite, se vede casa de aici. Nu se vede, dar lasă, voi nu știți. Hai sus. Sus. Și tu, vezi că nu mai vezi grâu și după aia ne supărăm. Haide. Bun, let's go. Alt lac. Tu vorbești serios, alt lac. Crezi că pierdui una, era una în fundul altea. Mamă, a venit noaptea. Nebuneală acum. Dacă ajung cu astea, sunt boss, deci sunt the whisperer, sunt... Hai, încă puțin, mai avem aici, nu pot să mut, aș fi construit un pod, firar, data viitoare știu și o să construiesc un pod. Acu, aici e mai adâncă și nu știu dacă mai merg azi. Hai că merg. Hai. În afară de aia s-a oprit acolo, auto. De ce te duci în spate? Firar, va trebui să ne împing. Damn it, hai. Deodată. Hai, sus. Hai că vin și după tine, până nu vine prostălăul ăla din spate. Hai. Hai că vine noaptea și am îmbulinat-o pe aici, hai. Oh my fucking god, hai, urcă odată. Vine pe ea în genul, boss, hai. Mamă, dacă vine pe ea în genul pe aici, e nasol că nici nu am cum să... N-am cum să mut, știi, greu și nu pot să iau sabie pe mâna asta. Apropo de mutat și de mână și de sabie.
O să apară un nou update în curând, nu știu exact, încă nu au spus oamenii, dar o să apară un nou slot, de fapt două sloturi noi, și vă puteți pune un shield. Deci avem un shield cu care să ne apărăm, un scut și de asemenea putem să punem și mâna stângă câte ceva, dar doar lucruri statice. Vom avea practic în mâna stângă, putem să... Eu am luat-o bine? Eu nu cred că am luat atât de bine. Mâna stângă putem să punem... Ba da, am luat-o bine. Mâna stângă putem să punem ceva, dar nu putem să folosim acel ceva, știi? Adică sper să putem pune torțe și să lumineze atunci când mergem prin cave-uri, prin peșteri și totodată să și minăm. Și în față e un creeper, iar eu trebuie să o iau pe aici. Fii rar să fie. Hai! Hai că mai avem puțin. Hai, nu mai avem așa mult. Hai, da. Trebuie să ocolesc creeper-ul ăla. Și avem în față un schelete care nu mă încântă atât de mult. Suntem practic la mijloc de schelete. Hai să o luăm pe acolo pe jos, dar mai avem și zombie. Și deja vin toți către mine. Iar o oaie deja și-a pierdut interesul. Holy shit! Hai! Tu! Hai cu mine! Oaie! Oh my fucking god! Haide! Așa, hai! Hai, o să adunc toată turma de mobi și oi după mine, vă dați seama, da? Bun! E... cu riscul să-mi iau câteva săgeți pe spinare, o să merg pe aici pe jos. Uite un zombie la dreapta. Hai. Trebuie să fiu foarte atent aici. Holy shit, au. Aia a durut, aia cu siguranță a durut. Hai pe aici, hai că nu mai avem atât de mult. Măcar știi să le aduc. Au, nu omor oaia. Măcar să le aduc. Ah, fira, și-a pierdut interesul acum. Măcar să le aduc puțin aproape de... Ah, fire. Ah, nu, trebuie să fac asta neapărat. Gata, hai. Sunteți prea enervanți. Vino și tu încoa. Asta e cel mai enervant. Uite-mă cum a apărut și frate ăsta aici. Gata, hai că-i termin pe toți. Da, și o să mai apară și alte lucruri în update-ul ăla din când am văzut. Oba, hai că pe asta o luau. Hai și pe asta. Oiță. Tu, sus, gata, hai, let's go home. O să apară și alte chestii prin update-ul ăla, din câte am văzut. O să avem și un un suport, nu mai știu cum se numește ăla. Da, nu mai știu. Un holster, un suport în care spui săgețile și îl ții practic în spate. Iar eu acum am alt ăsta. Oh my fucking god. Stai. Nu! Bun, hai că... Ia uite ăsta, ăsta e invincibil, mă. Fii țarcas... Deci urăsc scheleții. Scheleții sunt cei mai oribili din tot jocul ăsta. Hai și tu. Și când am văzut, poți să ai mai multe tipuri de săgeți. Ca în Arrow. Nu știu la câți vă uitați la serialul Arrow. E un fel de Robin Hood modern, contemporan. E foarte tare. Vă sugerez să-l încercați. Eu nu știu sigur dacă... dacă merg unde trebuie. Mie așa îmi pare. Hai să vedem. Hai că mai avem puțin. Cine vine după noi? Un zombie. Lasă că ăla să neacă pe aici prin apă. Hai și voi. Și fiecare săgeată poate să aibă anumite puteri, cum ar veni. Poți să pui, eu știu, foc pe o săgeată sau poate explozibil. Încă nu știm exact. Dar din când am văzut, sunt mai multe lucruri interesante care vor apărea în următorul update. Mamă, dar înceată e oaia aia pe cuvânt. Hai. Hai mă, hai încă puțin, să pierdem și noi. Hai. Să-l pierdem pe zombiul ăla. Hai încă puțin, haide, haide. Și da, sper că în curând va apărea update-ul ăsta nou, că e destul de interesant. O să facem un... De acum încolo o să facem la fiecare update de Minecraft, facem un fel de review, știi, și vă arăt practic tot ce apare nou, cum să le folosiți, vi le prezint și toate treburile astea. Nu prea am văzut videoclipuri de genul ăsta în română de calitate, așa că docând lipsă nișa asta românească, o să încerc să contribui și eu la ea. Du-te mă de aici, hai. Nu, asta i-așa a pierdut interesul, deci categoric. Acum facem o pauză și omorim pe... Mamă, enervați ăștia. Sper să nu vină un creeper pe aici, mai vine un zombie. Uite și un creeper mai încolo, dacă mă apropii prea mult, am îmbulinat-o. Gata, hai! Tu! Hai și cu mine? Hai și tu cu mine? Hai să mergem, nu mai știu în ce parte să mă îndrept pe cuvânt. Fii rar. Cred că pe aici.
Nu văd nimic care să semene cu zona mea și eu n-am decât o oaie, what the fuck? Oaie, hai și tu, boss. Yo, blănoasă. Yo, uite greu. Greu. Ah, episodul ăsta e o durere. Hai să mergem. Am văzut acolo în depărtare o pădure care e făcută din bărci și știu că aveam pe aproape o pădure din bărci, dar pe aici nu o iau din cauza creeperului ăluia. Hai pe aici pe sus să vedem dacă merge. Intrați pe aici. Sunteți prea grase? A, da. Hai pe aici. Bun. Hai să luăm pe aici pe jos. Hai ușurel. Hai și tu. Trebuie să stau foarte aproape de... Mamă, uite o vrăjitoare acolo jos. Uite acolo. Uite casa în depărtare. Am văzut casa. E, problema acum e vrăjitoarea. Și o să iau pe aici, încerc să o colesc un pic. Hai. Ai de capul meu, nu. Nu azi. Voi, hai. Greu din nou. Eu greu, tu venit la greu. Hai. Hai cu mine. Așa un pic pe aici. Bun, să nu uit de vrăjitoare. O avem în jos. A, dacă voi veniți pe aici și nu cadeți, sunteți cele mai tari. Gata, am cele mai tari vaci. Am cele mai tari vaci oficial. Uite și unde era vrăjitoarea, că nu mai țin minte pe acolo, parcă. Hai, ăștia sunt cai. Oh my fucking god, sunt înconjurat pe aici. Și o oaie, asta e cea mai prostă oaie. Deci din astea două, iată. Trebuie să uite la cringe. Hai mă, mișcă. Va trebui să scot. Ah, bumerangul. Gata și cu ăsta. Bun, hai. Ia uite, iar mă, spăianjin firar. Unde sunteți? Hai, voi. Oh my fucking god. Deci, încerc și eu să fac aici treaba, da? Oaie. Hello, oaie. Hai, gata? V-am captat atenția din nou? Oh, doamne, ești că... Ah. Hai. Asta e cea mai proastă. Uite, asta e proastă. Asta e cea mai proastă. Hai mă că vină aia mă după aia. Hai azi. Hai că mai avem puțin până acasă, hai că e liber drumul. Aici e cea mai proastă oaie, am o oaie extrem de proastă aici. Mamă, pe aici, pe aici, era, uite vrăjitoarea acolo, am văzut-o, gata, am ocolit-o cu succes. A fost un succes, hai să ne facem loc pe aici prin pădurice. Și totodată să fim cu ochii pe oi. Ușor, ușor mă îndrept către casă și deja văd, văd lumina. Hai pe aici pe sus. Așa, țineți-vă una după alta, bun. Hai, când începe să apară dimineața, toată noaptea am petrecut, uite, și tu, trăgând de oile astea, ești nebun. Hai, încă puțin tel. Iți, biți. Așa, bun, și acum urcăm pe aici, hai să vedem dacă putem să urcăm. Putem să urcăm, fetelor? Putem? Da, ușor așa, bravo, bun, parcurs scrie pe voi, hai. Mamă, să vezi tu ce o pățim aici pe câmpul ăsta. Hai, dă-i cu soarele aia să-l ardă, dă-i cu soarele, dar dacă are cască nu arde, firar să fie. Run! Nu mai, stai așa că lasă-le acolo, că tot le-am adus până aici, mănânc și scap întâi de mobii ăștia, după care mă reapuc de a le lua. Nu azi, nici tu. Și tu cu cască, uite, da, într-adevăr, dacă o cască nu ard. Hai și tu că poate am probleme cu tine. Pe viitor, haia! Mă, ce l-am năucit de viață. Greu, fetelor, greu. Ia uite greu, ia. Vrei greu? Hai la greu. Și tu? Apă ăsta-l doare în fund, ia uite. Hai mă! Yo! My man, hai. Come here. Nu vrea. Hai. Ăsta se uite și ce? What the fuck? Unde sunt? Unde am ajuns? Parcă ieri eram în altă parte. Hai, mișcă scurul. Hai. Hai să luăm pe aici pe lângă. Bun. Sărim pe aici. Picolea. A, da? Trebuie să fac aici niște scări, eu să mă ocup de chestia asta. Am două. Ieri stătea una în spatele celelalte, nu știam dacă mai am două. Aici pe aici. Bun. Dacă cădeți la cactus, vă sparg. Deci v-am spart dacă cădeți la cactus. Hai dacă puteți să o faceți. Încă puțin. Așa. Aici o să fie o problemă, că nu știu dacă o să meargă ele pe pod. Dar vom încerca. Hai pe margine, că știu că vă pricepeți la asta. Mai știți cum era înainte? Că, dar nu mai știu de la ce versiune au reparat chestia asta și au făcut animalele să nu mai cadă, să nu mai cadă în apă, să meargă pe margine. Vezi? Uite cum e acum. Și caută ruta cea mai uscată, să zic așa.
Și nici în gropi, dar înainte era o durere, îți dai seama, să ferești animalele când le trăgeai după tine de gropi, era absolut oribil. Bun, hai, veniți aici, pe tine te-am împins aici, nu, na, și pe tine în partea cealaltă. Perfect, bun, hai să urcăm, pac, bun, ah, în sfârșit le am, ia uite mă, cum să faci așa ceva? În sfârșit le am unde trebuie. Perfect, bun. O să le mulțesc, fiindcă după aia când o să avem aici, nu știu, hai să zicem 10, o să spargă un perete, punem două în partea aia și din nou repetăm procesul de înmulțire. De asemenea, aici trebuie să facem o mini potecuță. Și o să mă ocup de asta chiar acum. O să facem în sus. O să fie puțin aleatorie, să zic așa, dar... Nici prea prea, nici foarte foarte, știi? Ceva de genul. Aici una pe lateral. Ar trebui să mai lăsăm și niște pământ. Totuși... Nu? Cam prea mult acum. Ia, ceva de genul ăsta. Ia. Da, eu zic că arată cât de cât aleatoriu, în afară de porțiunea asta din partea asta. Hai să facem și aici. Pac, 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 pac și pac. Bun, avem o potecuță care zic eu că e cât de cât aleatorie atunci când o să mai umplem pe aici. Cu nește gravel, stone și stone bricks. Hai să vedem ce avem pe aici, prin leogradă. Prima dată avem niște gravel, o să luăm 62 de gravel, cred că ne ajung. Bun, polished andesite, hai să vedem cum arată polished andesite. Iar aici trebuie să avem niște stone bricks și avem într-adevăr niște nește stone bricks. Și ne-ar mai trebui niște stone simplu, lucru care nu cred că îl avem. Cobblestone, nu prea îmi dau seama de textură cu textura asta. Nu prea avem, deci nu avem. Hai să mai punem aici ce mai avem pe aici. Spider eye, da, bone, niște gunpowder, string și cam atâta. Restul o să le arunc. Restul le aruncăm la coșul de gunoi, care le avem în dotare în frumoasa noastră casă. Și anume aici. Avem 14 capete de zombie, holy shit, și niște sămânță care nu-mi trebuie. Avem, bineînțeles, și-am luat din nou sămânța, serios? Avem niște pământ care trebuie să-l punem la loc în depozit, că nu avem ce să facem cu el. Unde e pământul? Uite la aici jos. Pac, 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 pac. Hai să păstrăm jumate de stack. Poate ne mai trebuie să mai cățărăm pe undeva, cine mai știe. Ah, și zombie brains ăștia nu au intrat în coșul de gunoi. Cred că nu le-am aruncat eu exact cum trebuie. Ia. Hai să repetăm. Aruncătură. Cam de aici. Ia. Boing. Perfect. Per fucking fact. Și hai să vedem cum o să iasă le drum pe cilișa. Pe aici îmi pare frumos chestia asta, așa că o să o schimb un pic. Vă arăt imediat cum facem. Să fac așa. Pac. Nu o să pun atât de mult stone și ăsta că nu am. Dar niște andesite, dacă ar merge, ar fi super. Ia. Yeah. Să hai să vedem cum arată cu andesite-ul. Nu e rău. Nu este rău. Nu e rău deloc. O să păstrez lucrul ăsta cu andesite-ul. Și niște stone bricks pe aici și pe acolo. Oh, nice. Nice de nice. A? Eu zic arată bine. Eu zic arată bine. Cât de cât aleatoriu, un picuț așa. Bun. Avem pe aici slaburile astea două, care să le pun ete. Așa, perfect. Și când vii, te duci practic din podul ăsta pe 3, te transformi în potecă pe 2. Și bun, pe aici s-o te pune și frumoasă, să mai pune niște gravel totuși. Perfect. Să mai umplu pe aici cu niște gravel. Așa, și pe aici, și pe aici. Pac, 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 și pac. Restul avem, așa, stone bricks, pac. Iar restul cu andesite, polished andesite. E de cam așa, a? Cât de cât, așa, nu e... Să punem un gravel aici.
Eu zic că arată bine. Ca și potecuță, eu zic că arată foarte bine. Bun, aici ce ducem lipsă? Vreau să îngrădesc un pic toată treaba asta. Așa că trebuie să-mi iau niște gard și după aia, după care, să luminez. Cred că ar fi destul de ok. Apropo cu îngrădirea, cred că ar fi bine să pun niște geam. Hai să vedem ce geam mai avem, că dacă nu mai am geam, o să apelez tot la, la gardă, dar nu prea mai am atât de multe lemne, așa că sincer aș fi făcut din geam. Hai să facem din geam. Dar ce fel de geam? Hai să facem din geam... Hai să mă gândesc. Ce culoare am putea să folosim noi la geam? Să facem albastră, să facem verde, să facem galbenă. Hai să facem roșie. Hai să vedem dacă funcționează treaba cu roșu. De așa, după care intrăm aici, punem pigmentul în mijloc și îl înconjurăm de geam. Și ne-a dat 8 odată și încă o dată 16. A, bun, și pigmentul nu mi se duce. Interesantă toată treaba asta. Și după aia, dacă îl pun aici să-mi dea paneluri, mi-a dat 32. Nu știu dacă o să mai ajungă 32. Puțin probabil, dar nicio problemă cum mai fac. Să vedem cum arată cu roșu. Aș fi vrut să fie totuși o schimbare, fiindcă pe negru nu se prea distinge că e pădurea aia de culoare închisă în spate, așa că nu s-ar fi observat cine știe ce. A, perfect, nici acum nu se observă cine știe ce. Dar n-are nimic. O să punem deocamdată așa. Măcar să nu mai, iasă, știi? Uite așa. Cred că funcționează. Nouă, da, categoric trebuie să mai fac câteva. Ah, firar, două le-am stricat numai așa că le-am plasat greșit. Bun, aici văd că e îngrădit. Roșu ăsta nu e atât de roșu, puțin mai arunui, ceea ce e miștoc. Iar aici vom face... gard nu mai am. O să fac mici turnulețe, hai să facem un colț, niște turnulețe. Pac. Și să pun aici una. Facem și în colțul ăsta una. Bun. Și aici încă una. Poc. Și la fel și aici pe mijloc, fiindcă trebuie să ajungă neapărat lumina. Aici și aici. Și încă unul în colțul ăsta. Bun. So far, so good. Asta e a noastră fermă de oi. Și va trebui să le mulțim până repopulăm totul, după care le colorăm frumușel, le luăm blana și facem niște covoare de toată frumusețea. Bun, asta a fost tot pentru episodul de azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați pentru episoadele următoare și un like este imens apreciat. Și ne vedem data viitoare. Salut!